Pacienții cu tumor pe creier vor fi operați fără bisturiu, ci cu laserul folosit cu succes în străinătate. Echipamentul performant a fost achiziționat recent de Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău. Potrivit medicilor, în urma unei astfel de intervenții, perioada de recuperare este mai mică și scade riscul complicațiilor postoperatorii. În prezent, din cauza complicațiilor postoperatorii, aproximativ 5% din pacienții cu tumori intracerebrale decedează. Noua tehnologie va reduce considerabil rata mortalității. O precizie mai mare în alegerea țintei și efectuarea ablației chirurgicale vă permite de a micșora complicațiile, rata complicațiilor septice postoperatorii, de a efectua intervențiile fără afectarea țesutului cerebral neimplicat în proces. Noua metodă diminuează și riscul infecțiilor care pot apărea în timpul operației. Intervenția este efectuată doar pe întuneric, cu ochelari speciali. Setările se fac de la acest panou, sursa de laser este conectată aici. Aici, la acest capăt, noi avem nemijlocit undă laser care este deja în câmpul operator. La capăt de lucru se conectează o probă specială care este de două tipuri. Una este bontă și ne oferă posibilitatea de a coagula pe tumoare și una este, are un capăt mai ascuțit, dacă se vede, nu știu, care ne oferă posibilitatea să facem incizii, să tăiem. Anual, cu ajutorul tehnologiei laser, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie vor fi efectuate în jur de 500 de intervenții. Aparatul costă 750.000 de lei. Aproximativ 70% din cheltuiele au fost suportate de instituție, iar restul banilor au fost alocați de Agenția de Inovare și Transfer Tehnologic.